Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Iată că astăzi îl avem invitat în studioul Capital TV, aici, la o televiziune pe bună, pe primarul orașului Simeria, domnul Emil Răstăiu. Bună ziua, domnule Răstăiu, bun venit la Fotoliul cu Ghimbi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Acum, la final, o să vedem dacă a fost fericită prezența mea sau nu. Domnule Răstăiu, având în vedere faptul că suntem în plină campanie electorală, în această emisiune vom vorbi strict de lucrurile care privesc exercitarea funcției dumneavoastră. Și atunci vom face în felul următor. Vreau să vorbim despre proiectele implementate și în curs de implementare de către administrația publică locală, respectiv de către primărie și Consiliul Local. Nu o să fac acum apologia lui Răstăiu, să spun că Răstăiu e tocat pe anumite posturi de televiziune, că se spune că n-ați făcut nimic și chestii de genul ăsta. Vă dau posibilitatea astăzi să-mi spuneți, cum mi-ați spus și în alte emisiuni de altfel, ce s-a mai întâmplat în orașul Simeria. Până la urmă, indiferent că este campanie electorală sau nu, noi aveam obligația ca și primar să dăm socoteală după 4 ani de mandat de ceea ce am făcut în mandatul respectiv. Eu acum recunosc că am greșit practic față de simerieni prin faptul că având obligația să fac un raport anual. Da, nu l-ați făcut pe site-ul primăriei, mă gândesc. Sub o formă, să zicem așa, destul de sintetică, fără foarte multe detalii. Acum m-am străduit în ultima perioadă, de asta am și participat la mai multe și emisiuni și chiar și pe articole din ziar, oarecum să fac, să dau socoteală de ceea ce am făcut în acești 4 ani. Fiind campanie electorală, într-adevăr am înțeles că nu trebuie să spun nici de ce voi face, nici de ce am promis, pentru că astea sunt lucruri care ar putea ține de o anumită propagandă. Așadar, o să nu, pun... aceasta nu este emisiunea de promovare electorală, da. Este o emisiune de administrație publică și, dacă vreți, într-un anume fel, exact cum a spus dumneavoastră, raportul primarului. Aș putea titra chestia asta, dar deocamdată o lăsăm așa, cu administrație publică la Simeria. Da, în ultimii 4 ani s-au asfaltat peste 7 km de străzi noi, străzi care erau în stadiu de pământ sau de piatră, peste 5 km de trotuare, sunt în lucru străzi, trotuare, alimentări cu apă sau, mă rog, reabilitări de alimentări cu apă, pe care pot să spun așa că le-am început de ceva timp. Din păcate, având contracte pe perioade de 2-3 ani, nu au putut fi finalizate. Nici, după cum se știe, este o problemă generală cu privire la modul cum reușesc constructorii să facă lucrările, lipsă de personal, lipsă de persoane specializate, și asta întârzie foarte mult toate lucrările pe care le au, nu numai orașele, chiar și comunele, cu lucrări mai puține. Asta este observația mea pe care am văzut-o. Nu vreau să merg pe varianta de a găsi scuze, vorba românească, cine se scuză, se acuză, dar așa cât se poate de calm, aș vrea să detaliez un pic în ceea ce privesc străzile. Fiind vorba de două contracte de reabilitare străzi, unul, un contract mai vechi din 2016 sau 2016. Erați primar pe vremea aia, nu? Da, eram. Am fost primar, al doilea mandat la Simeria. 2015-2016, primul contract care s-a întrerupt în 2018 datorită expropierilor de CFR. Intrând cu expropierea peste o stradă care era prevăzută în contract,
ne-a fost imposibil să mai continuăm contractul. Constructorul a profitat de această situație, chiar dacă era în... Deci ce s-a întâmplat? N-ați mai putut face expropierea? Păi nu, expropierea s-a făcut pe culoarul 4 de CFR și s-a suprapus peste o stradă. Simerenii știu de strada Victoriei, trei sferi din stradă este expropriată și noi nu mai avem, din punct de vedere legal, posibilitatea să facem investiții, doar întreținere, care înseamnă mici plombări și măturat și, mă rog, mici reparații. De genul ăsta de... Dar investiții nu mai putem face, întrucât este în proprietatea statului român până la finalizarea lucrărilor de pe culoarul 4 de CFR și abia după aceea o să ne-l predea, să sperăm, într-un stadiu care să ne convină, adică presupunând o reabilitare a acelei străzi. Dar asta va fi peste 3-4 ani, nu știu cât se vor lungi lucrările de la Simerea pe culoarul 4. Așadar, la vremea respectivă, constructorul a profitat de această situație, nu mai vrea să continue contractul și de comun acord a trebuit să reziliem, noi fiind în situația în care nu mai puteam pune la dispoziție acea stradă, n-am avut de ales. Așadar, le-am scos 4 străzi, la vremea respectivă le-am scos la licitație de 4 sau de 5 ori, abia la începutul anului, nu, la sfârșitul anului trecut. Dar mi-aduc aminte de povestea asta, că am mai făcut amândoi parcă emisiuni și îmi spunea, domnule, am lucrări, dar nu vine nimeni la licitație. Da, din păcate, asta a fost o perioadă, fiind foarte multe lucrări pe PNDL, pe fonduri europene, nu mai participau constructorii decât de la lucrări super profitabile. Eu acum n-am mers niciodată pe varianta de a da drumul la lucrări foarte costisitoare, și un lux nemaipomenit, indiferent pe ce fel de finanțare. Și atunci am fost în situația asta să scoatem de mai multe ori la licitație și abia într-un final să participe. Cred că totuși la începutul acestui an s-a finalizat licitația cu acele 400 și s-a intrat și se lucrează pe parțial din strada Victoriei, care a rămas neexpropiată, pe retezatului este aproape finalizată, pe Traian este aproape finalizată, pe Ciocălie aproape finalizată. Astea sunt, mai sunt mici lucrări de completat. Asta, constructorul a fost și în situația imediat după acele probleme din Valea Jiului cu inundațiile, a trebuit să-și reloce capacitățile de producție, să spunem așa, sau de execuție de lucrări în zonele afectate foarte consistent din punct de vedere al inundațiilor. Și asta a dus la niște întârzieri care, din punct de vedere legal, nu sunt culpabile, din punct de vedere al situației și a percepției publice, este situația asta că, uite, nu s-au terminat lucrările, nu s-au dus până la capăt. Bun, dar acum omul nu știe, că, vedeți, e ca în campania electorală despre care nu vreau să vorbim. Toată lumea vine, face, are idei și tot felul de chestii de genul acesta. Toți sunt extraordinar de inteligenți, dar omul nu știe care sunt problemele cu care sau de care vă loviți în timpul derulării unui contract. Există probleme care vin de multe ori din partea constructorului, da? Există alte probleme care vin din partea fondurilor alocate în sine pentru lucrarea aceea. Oamenii n-au de unde să le cunoască dacă nu le spuneți. De aceea sunt dator să dau niște explicații referitor la cei care sunt din primărie pe teren. Eu mă feresc să merg prea mult începând din primăvară, să merg să intru prea mult în contact cu oamenii, întrucât este situația asta. Eu mă întâlnesc cu foarte multă lume și nu vreau să apară să spunem așa, un sentiment de că nu dați, că nu respectați normele astea de... Eu mă străduiesc să le respect, doar că oamenii au oarecare reticență sau dacă se îmbolnăvește cineva și a intrat în contact cu mine, să nu fie pus pe seama contactului sau întâlnirii cu mine. De aceea, pe cât posibil, cei care
merg pe teren, oarecum ei sunt structurați pe diferite domenii, nu circulă peste tot, la toate lucrările, în afară de directorul tehnic, fiecare cu treaba lui, cu dirigenția lui, cu diriginții de șantier. Încercăm și din punctul ăsta de vedere să fim atenți ca lucrurile să fie cât se poate de în regulă. În ciuda faptului că la un moment dat se spunea că în primărie este un fucar de COVID. Ați avut un eveniment acolo nefericit cu șeful poliției locale, parcă. Și... Da, dar asta a fost șeful poliției locale și administratorul firmei care făcea curățenie. Dar s-a dovedit ulterior, în ciuda că până la urmă unii chiar se și bucurau de situația asta, așa i-am perceput. Cum să te poți bucura de așa ceva? Păi uite că în perioada asta fierbinte mai apar și... Om. Da. Nu, se bucurau de faptul că era ideea că e un focar de COVID la primărie. Deocamdată Dumnezeu ne-a ferit și nu am avut decât chestiuni punctuale. Trebuie să fii nebun să te bucuri de așa ceva. Mi-asum în totalitate ceea ce spune. Cu cine Dumnezeu putea să se bucure de chestia asta? Nu ești om. Ar putea să ducă la o tentă electorală și nu vrea să mai continui să-mi spuneți cine, dar vreau să zic. Cine a făcut-o, dacă a făcut-o, are o mare problemă. Mă rog. Deci, sunt lucrări la străzi, în contract de finanțare până în 2021, ar trebui să, adică se vor finaliza toate, pentru că nu se pot depăși termenele fiind vorba de un anumit fel de finanțare. Sunt lucrări, deci până când vor fi finalizate? În 2021, unele la începutul anului, altele pe la jumătatea anului, mă refer la reabilitările de străzi. În contract sunt până la jumătatea anului reabilitare, ca să știe, partea de Avram Iancu de la parcul de afaceri înspre primărie. Acolo am considerat că este mai în regulă constructorul să facă lucrări în alte părți, nu în zona în care suntem noi ca și administrație publică, chiar dacă în prima fază îi spune că trebuie să se facă unde este primăria. Nu, la primărie confortul ne-l asigurăm la final, după ce reușim să asigurăm confortul cetățenilor pe zonele în care circulă ei mai mult. Acum, până la urmă, treaba asta ne și aduce aminte în continuu că trebuie să facem lucrări. Dacă faci o chestiune frumoasă în fața primăriei, ai impresia că e totul roz în oraș. Lasă, asta să fie la final. Asta e ca și aia cu afară e vopsi gardul și înăuntru e leopardul. Da, ar putea fi și așa. Strada Rândunicii va fi tot pe acest contract undeva mai la final, acolo se încearcă întreținerea cât de cât până la finalizarea contractului, în așa fel încât oamenii să circule. Nu sunt foarte multe case pe zonă și în tot felul de analize pe care le-am făcut, din păcate ei o să fie probabil ultimii care... Avram Iancu și Rândunici vor fi ultimii la care se vor face finalizarea la Avram Iancu, că zona pietonală din Avram Iancu am făcut-o, zona de centru, vor fi ultimele lucrări care se vor executa. Între timp o să fie și drumul paralel cu șoseaua națională, este în contract Gheorghe Doja, se lucrează efectiv și la partea pietonală și la reabilitare. George Coșbuc se va finaliza în toamna asta. Acolo a fost o problemă cu furnizarea bordurilor, dar să sperăm că până la urmă furnizorul de borduri se va ține de cuvânt și o să o finalizeze. Una peste alta, sunt lucrări care sunt în curs de derulare cu problemele aferente. Îi mai au probleme constructorii și cu diriginții de șantier, pentru că sunt pe capul lor și îi fac să refacă sau să îi stresează efectiv cu calitatea lucrărilor, dar până la urmă una peste alta, asta este. Deci din punct de vedere al străzilor lucrurile pe cele două contracte, lucrurile sunt în curs de derulare. Avem reabilitarea peste 15 km de rețele de apă. Aici este într-un proiect pe care ni l-am ales să-l facem noi, ca și administrație locală, diferența de alți, încă vreo
14-15 km se face prin ADI Agua Prest, așa cum se știe, cu ajutorul operatorului APA Prod, deci programul european. Să aibă, are ceva legătură cu master planul și cu asta? Da, pe POIM. Este finanțarea europeană 2014-2020, dar de fapt teoretic, dar practic este până în 2021-2022. Astea sunt la pachet reabilitare 14-15 km de apă în zona urbană a Simeriei și... Deci asta nu ține de noastră. Nu ține. Astea sunt... Noi am crezut la vremea respectivă când ne-am ales să facem și noi o parte din reabilitările astea cu apă, am crezut că noi o să fim noi o să facem la final aceste reabilitări. Nu mi-am închipuit că reușim să-i depășim. Ei, practic, n-au reușit să înceapă lucrările, mă refer și nu numai la reabilitările cu apă, dar și canalizările pe Simerea Veche, Uroi, Cărpiniș, Săulești și parțial din Bârcea. Ei nu au licitat lucrările până în momentul ăsta, când perspectivele în 2016 era să se lucreze în 2019. Și acum că suntem în 20. Păi bun, dar asta, povestea asta cu master planul, eu tot aud, la dumneavoastră măcar s-a săpat prima lopată de... Păi nu, pe acest proiect nu s-a săpat nici măcar un metru, că încă ceea ce facem noi prin PNDL. Da, faceți prin PNDL, dar ce vine de la master plan, de la PAPROD? Nu s-a făcut nimic în nicio parte a județului Hunedoara. Știu. Și uneori vă blochează pe dumneavoastră să accesați, pentru că las că avem noi master planul. Păi da, acum noi nu puteam, din 2017 încoace, noi nu mai puteam să accesăm pe acele localități sau pe acele străzi finanțare, pentru că era deja în planul de reabilitare și de execuție pe POIM. Practic, noi din 2017, indiferent ce posibilități de finanțare apăreau, noi nu puteam să le accesăm pe zona asta atâta timp când ele erau incluse într-un plan. Nu, primar, vreau să vă întreb ceva, n-are nicio legătură cu administrația publică locală de la Simeria, sau poate are. Că mi-a venit acum, văd că știți foarte multe despre chestiile astea cu accesările de fonduri. Au fost asfaltările acelea, majoritatea primăriilor de comună, în special și pe la orașe, care aveau sate în apartenență, ca să spun așa, au asfaltat drumurile de câmp. Știți despre ce-i vorba. Da. Ăștia au fost bani europeni. Mai pot fi accesate astfel de proiecte? Că i-am auzit pe unii care ziceau că facem drumurile de câmp. Eu cred că s-a cam terminat cu ele. Fiind pe AFIR, în general AFIR-ul se adresează zonei rurale. Nu știu dacă va fi continuat acest program. După știința mea, parțial da. Asta cu reabilitarea drumurilor de câmp este o chestiune utilă, să spunem așa, pentru încurajarea dezvoltării agricole. Mă întrebam dacă va mai putea fi accesat și în 2021, de exemplu. Dacă știți ceva despre chestia asta. Nu pot să spun cu siguranță, așa că mai bine mă abțin în a face aprecieri în sensul ăsta. Dar probabil că dacă ei spun că vor face drumurile de câmp, unii chiar probabil că știu. Dacă... Sau nu, nu neapărat, că poate să fie și promisiunea deșertă. Acum, în perioada asta să spun multe. Mi-a plăcut o apreciere pe Facebook în care spunea că cât se luptă politicienii, acum devin un pic, cât se luptă politicienii pentru binele nostru. Da, adică toată lumea ne iubește de săracii, să nu... Mie... teamă câteodată să nu facă unii infarct din atâta iubire, să nu le crească inima prea mult în piept. Aibă, da? Mă rog, asta e altă poveste. Deci, să revenim la Simeria. Tot ceea ce avem prevăzut de reabilitat pe alimentări cu apă, până în primăvară, practic, cei 15 km de străzi, mă rog, de conducte care se înlocuiesc și cu branșamentele aferente, se vor încheia cel târziu în primăvara anului viitor. Asta este
finanțarea, până la urmă este și lucrare destul de consistentă. A avut ceva probleme cu constructorul la început, acum s-a mai reorganizat, nu mai lasă, mai avem probleme, dar nu mai lasă lucrurile chiar așa cum făcea la început. Mă rog, a fost, să spunem așa, noi n-am mai avut de-a face cu constructorul respectiv, a fost o tonare și într-un final s-a dat pe brază, cum se zice pe românește. Sunt în curs de execuție reabilitările la școli. Aici sunt lucrările cele mai consistente, e vorba de peste 30 de milioane de lei, atât pe PNDL cât și pe fonduri europene. Aici sunt lucrările cele mai grele, cele mai care implică cele mai multe probleme, foarte multe neprevăzute, de exemplu generală 1, care noi speram să fie deja gata la 1 septembrie. Reabilitarea se pare că vom fi chiar la limite, dacă nu chiar o să întârziem cu intrarea în școală, efectiv în 14 septembrie. Aici avem o problemă, până la urmă ne o asumăm, probabil că o să avem reproșuri din punctul ăsta de vedere, dar când s-a intrat efectiv pe execuția lucrărilor, când proiectul a luat în considerare mici reparații la pereți și când a trebuit să se demoleze tot, când s-a luat în considerare o refacere, ca așa părea pe exterior, o refacere la anumiți, la pardoseală, a trebuit înlocuită pe unele locuri în totalitate, cu șape suplimentare turnate, îi, într-adevăr, de ceva timp lucrează echipe în fiecare sală de clasă, îi câte o echipă care lucrează, doar că sunt foarte multe lucrări practic, aproape că s-a dublat timpul efectiv de lucru în generală 1. Aici până la urmă suntem cu constructorul în contact în fiecare zi. A început să lucreze și în weekend. A abandonat, să spunem așa, lucrează mai puțin la construcția școlii noi ca să reușească să finalizeze școala, de reabilitat școala veche, să aibă unde să intre copii. Unde să intre copii. Apropo de școală, domnul primar, sunt pregătite școlile din Simeria în momentul ăsta pentru începerea noului an școlar. Acolo aveți și școli generale, și liceu, și grădinițe. Și grădinițe. Sunt copii la dumneavoastră? Există. Sunt 1500 de școlari și preșcolari. Da. Care așteaptă să înceapă școala în 14 septembrie. Mare parte dintre ei abia așteaptă să înceapă școala, nu, după pauza care a fost din martie și până acum. De la finalul anului școlar trecut. Până la urmă, școlile trebuie să fie pregătite în afară de corpul de la generală 1. Practic, sunt pregătite. Noi acum mai facem ceva suplimentar. Chiar zilele astea alocăm fonduri suplimentare din bugetul local, în așa fel încât să se poată desfășura la modul profesionist și școala online. În sensul că dacă un copil sau se decide, nu știu, doar să vină jumătate din clasă la școală, jumătate să rămână la școală, acasă, jumătate vine la școală, jumătate rămâne acasă, vor fi niște camere profesionale cu bandă de internet suficient de mare, în așa fel încât să vizualizeze în timp real, ca și cum ar sta în ultima bancă la școală. Ca și când ar sta în bancă la școală, nu neapărat în ultima, mă gândesc. Dar se vede, să zicem așa, se vede toată clasa din spate. Se vede partea din fața clasei și tabla și profesorul. Uh-huh. Dar cum o să hotărească cine vine la școală, cine stă la online? Acum, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fie o decizie de comun acord în ceea ce privește chestia asta a inspectoratului școlar, a școlii și a părinților. Vin localnicii, nu vin navetiștii?
Da, aici e o chestiune de organizare pe care n-aș vrea să intru eu a le propune lucruri. Asta este, ei știu mai bine, nu mă amestec la lucrurile care nu le stăpânesc eu foarte mult. Bun, dar copiii bine, au device-uri, au tablete, au ce trebuie. Păi s-a făcut un, să zicem așa, un inventar la ceea ce au copiii. Până la urmă a funcționat destul de bine online-ul și în perioada de primăvară, doar că din punct de vedere al școlii, eu am, când am văzut cum se pune problema, că era o discuție la laptop, profesorul vorbește și predă lecția. A zis, nu, ora trebuie să desfășoare și profesorul să n-aibă niciun fel de disconfort. Și atunci am zis, suplimentări din punct de vedere financiar, în așa fel încât fiecare profesor care predă la Simerea să aibă, nici nu este foarte costisitoare, o cască care să aibă legătura cu laptopul și profesorul până la urmă să își desfășoare ora cu copiii care sunt în clasă, jumătate, toți, mai puțin unul care lipsește, nu știu, să-și desfășoare activitatea exact cum o face în mod natural. Și cel care stă acasă sau cei care stau acasă se poate să vizioneze și se poate să intervine așa cum ar interveni și în clasă, să intervine prin microfonul pe care îl are la ce are el acasă. Și am, deci pe lângă casca pe care am spus să o ia în considerare, să fie și o boxă, mă rog, un sistem audio atașat la laptop sau calculatorul care îl are profesorul la dispoziție, în așa fel încât intervenția copilului să fie în timp real, de aceea este nevoie și de o bandă de internet consistentă, să intervenția să fie în timp real, dacă îl întreabă pe Georgel de acasă, Georgele, ai înțeles ce ți-am explicat la tablă, Georgel să poată să și răspundă în timp util, să spune, da, sunt, am înțeles sau n-am înțeles, doamna profesoară sau doamna... Sau n-am înțeles. Da. Da, o să fie și la noastră bănci din asta cu plexiglas și cu... Eu zic că asta nu este funcțională. Presupunând că investim acei bani pentru acel... Acea cușcă. Parcă ar fi o cușcă. Bun. Nu analizez din punctul ăsta de vedere, dar eu m-am obișnuit când susțin sau nu susțin anumite lucruri să încerc să fac un scenariu efectiv la ce se întâmplă în mod real, nu ce se închipuie unii teoreticieni. 1500 de copii, presupun că punem un metru de plexiglas, de plastic în față la fiecare copil. Aia înseamnă, luând în considerare, să zicem, în doar față și pe laterale. Da, așa am văzut la unul. Presupunând doar că la cei 1000 de copii din clasele mai mari se face chestiunea asta, 1000 de metri de plastic, mă rog, de ecran. Închipuiți-vă, da, ok, igienizat, dezinfectat în prima fază. Gândiți-vă că acei 1000 de metri dublați, că trebuie și pe o parte și pe cealaltă, în fiecare zi să fie dezinfectați măcar o dată. Dacă mai punem de două ori, înseamnă 1000 de metri pătrați sau 2000 de metri pătrați o dată dezinfectat. Cine va face chestiunea asta? Hai să o luăm la modul practic. La fiecare clasă. Se fac efortul, se pot face efortul, dar eforturile astea le faci o dată, de două ori, într-o săptămână, dar nu poți să o duci, că perspectivele nu sunt de a fi în situația asta doar o săptămână, doar la începutul școlii. Va fi probabil lunile până la finalul anului și posibil și începutul anului viitor. Nu se va putea face efectiv, nu numai așa o fușăreală, că dai cu niște spirit, pulverizezi și te duci mai departe. Bun, pulverizezi odată de două ori, praf nu se mai vede prin el, să ajunge la un talmeș-balmeș. Deci, cred că trebuie să mergem pe ideea de a asigura spațiile. Chiar cu... eu am mai discutat și cu alți primari care i-a interesat subiectul, că sunt unii care au zis, e treaba școlii să facă ce vor. Am mai discutat și cu alți primari și agrez ideea asta de a merge în schimburi, să spunem așa, o săptămână acasă, o săptămână la școală sau două săptămâni acasă, două săptămâni la școală, cu 15 copii, 14, 15, 16, 11, poate profesorul să lucreze bine, va putea când vine de acasă să interacționeze cu el. Eu așa îmi închipui că ar fi varianta cea mai eficientă și în așa fel încât procesul educațional să funcționeze, să nu doar să mimăm că ar funcționa, că asta va avea efecte, o prelungire așa multă a
a disfuncționalităților în educație va avea efecte pe care nu le mai putem reduce sau să dăm timp înapoi să refacem ceea ce a greșit. Și atunci mai bine acum să ne gândim cât mai consistent. Deci gândiți-vă doar să dezinfectezi 1000 de metri pătrați cu toate femeile de servici, cu toți profesorii. Nu reușești să faci lucrul ăsta. Da, va fi destul de dificil. Și atunci, mergând pe variantele astea, bineînțeles că nu este valabil la clasa 8-a și la clasa 12-a. Astea sunt clase terminale în care copilul dă tot ce poate sau acum e cel mai consistent anul de final de pregătire sau de stabilizare a cunoștințelor pe care le-a dobândit. Aici va trebui să am înțeles de la școală că se vor organiza în săli mai mari, în așa fel încât să păstreze acea distanță. Acum ei sunt și copii mai mari, pot să îi facă să înțeleagă că nu este totuși de joacă cu acest virus, nu neapărat pentru ei, ci pentru bunicii lor cu care intră în contact după ce se duc acasă. Te sperăm că vor fi conștienți tinerii adolescenți. Bun, să mergem mai departe, domnule primar, cu ce s-a mai întâmplat la Simeria. Da, suntem în derulare cu acel giratoriu pe care cred că l-am mai spus și în emisiunea anterioară. Un giratoriu care de mult timp se dorește în Simeria, acum am reușit în perioada asta, după 2 ani de avizări și de ping-pong între noi și CNAIR-ul, în așa fel încât să obținem varianta care ne convine nouă și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere organizării. Asta făcut pe un drum național? Legătura, da, pentru simereni și da, probabil că și pentru dumneavoastră, intrarea de lângă OMV la Simerea. Acea cu semaforul, nu? Da, cu acel semafor care nu au putut să fie funcțional niciodată. Da, sau care încurcă destul de mult circulația, cel puțin când se iese din Simeria. Apropo de acel semafor, noi, odată cu reabilitarea zonei și făcând acel giratoriu, semaforul de acolo și semaforul de la piață, le vom muta, bineînțeles aici cu avizul CNAIR-ului, vom muta pe drumul național la accesul, pe traversarea la Gheorghe Doja și la liceu. Acolo sunt două locații în care se trece foarte greu strada și vom... Ai vorba de trecerea de pieton de da. Pe drumul ăsta național, cred că, nu? Ce da, drum pe e? Drumul național, european. European, da. Gheorghe Doja lângă biserică, adică după biserică și la liceu va trebui... Acolo nevoie... de și Reva și toate astea, chiar da, înainte de port. Da, este o circulație pietonală consistentă, bineînțeles cu acele semafoare cu solicitare, în sensul că pietonul solicită să... Da, semaforele inteligente se apasă da, pe butoni. Pentru că nu putem să facem o semaforizare din asta așa în continuă, pentru că e o circulație mare pe drumul național. Dar atunci când e nevoie un pieton să treacă sau mai mulți pietoni să treacă, după câteva minute se poate să traverseze. Acolo sunt și două zone, mai ales cea de la Gheorghe Doja este o zonă periculoasă și necesită. Și atunci ne-am mers pe varianta asta că nu cumpărăm alte semafoare. Asta trebuie mutată cel de la OMV la intersecția asta nu va mai fi util fiind un giratoriu și cel de la piață nu este necesar. Păi și când vor începe lucrurile la giratoriu? Păi noi preconisăm să... Noi acum suntem în faza de contractare, achiziția terenului și a imobilelor. S-a dat hotărârea de Consiliu chiar de 2 sau 3 săptămâni. Am dat hotărârea de Consiliu finală prin care s-a aprobat achiziționarea imobilelor. Va intra pe demolare și să sperăm că efectiv pe execuție va fi anul acesta. Așa după cum am preconizat, dacă nu avem ceva probleme din punct de vedere al organizării licitațiilor. Adică în sensul că mai apar licitații care care intră constructorii se contestă între ei și atunci așa dar cum aveam... mai e cu trebuie să depui nu știu cât la sută de valoare. Dar uite că se mai fac încă în continuare contestații, cum avem la iluminatul public. Noi avem proiectarea
acum suntem a doua oară scoasă la licitație, pentru că a fost contestată. Și atunci, ca să nu mai mergem în instanță, în continuare am scos-o din nou și am reluat procedura cu... Bun, nu suntem în întârziere, că noi, practic, finanțarea este până în 2021, dar ne așteptam ca mult mai repede să deruleze. Despre ce vorbim aici? Despre schimbare sau reabilitare? Sau extindere? Reabilitare și extinderea iluminatului public. Aici e vorba de 1700 de... În jur de 1700 de lămpi. Economice? Da, economice, cu telegestiune, cu un control al luminozității în funcție de necesități, adică în funcție de cât e de largă strada, iluminatul este, adică lampa funcționează mai puternic sau mai în funcție de necesitate. Da, da, un iluminat. În așa fel încât să se uniformizeze iluminatul public în Simerea. Aici, ca și alte lucrări sunt de genul ăsta, dar aici foarte consistent, lucrarea efectivă va dura doar câteva luni, dar tot ce înseamnă documentația e vorba de ani. Din păcate, asta este. În 2018 am depus cererea de finanțare și abia acum suntem la faza de licitație de proiectare. Pe baza unui SF făcut la vremea respectivă, acum efectiv proiectarea. După ce vom trece de faza efectiv de licitație de construcție, e vorba de câteva luni în care se va realiza. Nu este este o lucrare costisitoare, dar nu este o lucrare foarte grea. Păi, este o lucrare care... Dacă se mișcă repede cel care va câștiga licitația, poate să facă la fel, da, de repede. În general, la reabilitarea asta de iluminat public se mișcă foarte repede, pentru că e vorba de... nu-i convine constructorul să-și ține blocate instalațiile astea de ridicare, de lucru blocate. Aici se merge, fac 10 de lămpi pe zi. Da, asta este foarte bine. Bun, doamne primar, cum a rămas cu parcul dendrologic din Simeria? Vă doreați la un moment dat să luați în administrare? În administrare n-am reușit. Din păcate, funcționează cum funcționează. Este o, să spunem, o bijuterie din punct de vedere chiar și turistic, din păcate nu este exploatată, ne ținând de noi, eu sper că într-o ecuație guvernamentală favorabilă... Dar nu e nici exploatată, nu e nici promovată, nu e de nicio culoare, nu e nici întreținută așa cum trebuie. Eu am mai spus lucrul ăsta, chiar dacă nu recunosc, eu consider că cei de la ICAS sau, mă rog, Institutul nu-și doresc să intre prea mulți vizitatori în parcul dendrologic. Aici deja am chiar dacă oarecum poate fi considerat ca un atac la adresa lor, dar până la urmă nu pot să-mi justific altfel modul de abordare al gestionarii parcului dendrologic din punct de vedere turistic. Păi, mai mulți vizitatori înseamnă mai multe probleme. N-au nici taxe ca să câștige, nu știu ce, valoarea biletului este mică, nu au interes financiar atâta timp cât ei sunt finanțați pe proiecte de cercetare, că pot să pun ghilimele aici, la un moment dat se spunea că când am intrat într-o o discuție cu ei mai consistentă, deci, ce treabă are primarul, că noi ne gestionăm, nu funcționăm din banii publici, noi ne facem veniturile, ne asigurăm veniturile salariilor și întreținerii parcului dendrologic în mod independent. Păi dacă tu ai la dispoziție proiecte de cercetare, date de statul român, poți să spui că nu funcționezi din bani publici. Din bani publici. Deci asta este o abordare, acum, cum să spun, într-adevăr, cei care fac cercetare, eu înțeleg că sunt lumea lor și au gândirea lor, se gândesc la cum crește, că suntem la subiectul arboretum la Simerea, cum cresc arborii, nu ce ar trebui să se facă din punct de vedere administrativ. Acolo este nevoie de o administrare din afara sferei de cercetare.
dacă vrem să fie pus în valoare din punct de vedere turistic. Și este păcat, până la urmă, și din punctul lor de vedere, ar trebui să fie niște venituri consistente care să le asigure chiar oportunități suplimentare de cercetare. Dacă, da, dar eu întreb că dacă n-au nici venituri, cum îl îngrijesc, cum întrețin, păi cum sunt iarba, cum... sau notund. Își fac veniturile cum prin acele proiecte de cercetare. Până la urmă, cred că, că n-am înțeles niciodată la felul. Probabil primesc atâtea proiecte de cercetare sau acele proiecte de cercetare care susțin financiar activitatea lor. Dacă vin banii, normal că nu. M-ați făcut curios să mă să-l vizitez zilele astea, să văd cum arată. Chiar vă rog. Poate mă mănâncă vreun șarpe din mălării. Nu este la modul dezastruos. Deci, are un minim necesar, să spunem așa, dar el poate fi, ar trebui să arate, să fie până la urmă, oricine vine în județul Hunedoara și nu numai, să își dorească să petreacă o jumătate de oră, o oră în parcul dendrologic de la Simera. Să pot face atâtea lucruri acolo, chiar, să spunem așa, și în paralel cu cercetarea. Pentru că cercetări pot fi de toate felurile, până la urmă și un mod de întreținere a unor arbori mai special sau a unor trandafiri sau știu eu, a unor plante de orice fel ar fi ele. Eu cred că nu este imposibil să faci o cercetare și din punct de vedere al nu numai climatizării, și din punct de vedere al răspunsului la o anumită formă de organizare, la un anumit cum să zic eu, ar merge până acolo în a pune în aplicare acea schimbare a culorii trandafirului prin alimentare cu anumite substanțe, cum o fac în mod privat în alte, ar trebui să vină o chestiune de, cum să zic, am dat-o ca un exemplu, dar exemple din astea pot fi de toate felurile. Asta este, să spunem așa, cea mai disponibilă sau cunoscută de toată. Experiment și da. Cercetare. Bun. Ne apropiem cu pași mari de final. Nu pot să nu vă întreb cum e cu centrul de afaceri de la Simeria, pe care, iată, l-ați preluat dumneavoastră în momentul ăsta. Cât de mult vă văd că zâmbiți. De ce zâmbiți? Eu m-aș îngrozi în locul meu. Nu este de îngrozit. Pentru parcul de afaceri cu administrare corectă. Deci cum e? Parc de afaceri sau centru? Că tot timpul le-am zăpăcit. Cum o fi? Parcul de afaceri de la Simeria. Incubatorul. Ce o fi asta? Cu sau mă rog, cu reguli de incubator de afaceri, dar asta o spun chiar dacă... Asta e cel care a fost proiectat fără curent electric la început? Da, fără curent electric și fără multe lucruri care ne-au costat pe noi ca primărie 17 miliarde în 2014. Asta n-a fost proiectat de Genium proiecte europene? Ba da, dar fiind electoral nu vreau să ducem în zona asta. Am zâmbit oarecum cu satisfacție, întrucât odată cu preluarea de către Centru Cultural a tot ce înseamnă și activitatea de închiriere la zona economică, să spunem așa, și partea de săli disponibile pentru diferite evenimente, se pare că a fost și este cerință pentru închirieri, doar că n-a fost bine gestionat parcul de afaceri. Mă rog, și condiționat de tot felul de mă rog, cât a fost în implementare până la finalul anului 2019, au fost condiționat de niște reguli. Dar de la începutul 2020 până plan preluat noi în iulie, puteau să apară închirieri de spații, de birouri. Acum cred că mai sunt încă foarte puține birouri de închiriat. Vreau să vă spun că în prima perioadă de când a fost preluat parcul de afaceri, deja au fost cerințe de jumătate din spațiile de birouri să fie închiriate. Asta ne-a făcut să și grăbim hotărârile de consiliu aferente ca să se poată centrul cultural să facă treaba asta. Așadar, o bună administrare duce la eficiență economică și eu consider că parcul de afaceri de la Simeria nu numai că se va întreține, dar va asigura și venituri suplimentare pentru centrul cultural. A început deja să asigure astfel de venituri? Păi începe deja din luna septembrie, când o să vină primele chirii. Bun. Doamna primar, am ajuns la finalul emisiunii. Da. Probabil că ar mai fi fost multe de spus, dar din păcate timpul nu ne permite.
Vă aștept pe parcursul campaniei electorale și la emisiunile de promovare electorală să ne spuneți ce vreți să mai faceți la Simeria, pentru că dumneavoastră candidați din nou acolo. Da, o să vin cu plăcere la emisiuni electorale. Atunci o să pot să spun mai multe și din punctul ăsta de vedere. Bun, deocamdată mulțumesc pentru prezența. Și eu mulțumesc pentru invitație. Stimați-vă spectatori, Emil Răstăiu, primarul orașului Simeria, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simel, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV. Numai bine!